Inspecția judiciară a început, doamnelor și domnilor, verificările în cazul judecătoarei care a întrebat dacă tânărul mort în accidentul produs de Vlad Pascu la 2 mai este în sală în momentul în care a început procesul. Georgiana Murgilă, senior editor, Antena 3 CNN, alături de mine cu toate informațiile. Te ascultăm, Georgiana, care sunt noutățile, pentru că știm că magistratul nu este la prima întâmplare de genul acesta. Bun găsit, da, vorbim despre autosesizarea inspecției judiciare după ce, practic, inspectorii judiciari au văzut scandalul din spațiul public iscat în urma controverselor acestei judecătoare atunci când a întrebat în sala de judecată dacă Sebi, tânărul care a murit în urma accidentului provocat de Vlad Pascu, se află în sala de judecată. E bine, sesizarea din oficiu vizează respectarea obligației de studiere a dosarelor anterior ședinței de judecată, ceea ce, iată, inspectorii judiciari vor să spună este faptul că judecătoarea evident ar fi trebuit să știe cu exactitate numele din acest dosar, care sunt victimele care au decedat în urma acestui accident. De asemenea, se verifică maniera de gestionare a dosarelor și ședințelor de judecată. Atenție, comportamentul judecătorului în ședințele de judecată, în principal cu referire la ședința de judecată de ieri, când ne aducem aminte, tatălui Sebi a izbucnit în plâns în momentul în care a ieșit din sala de judecată, văzând că magistrata practic nu știa că fiul său a murit în urma acestui accident. Și de asemenea se verifică și existența unor eventuale situații de incompatibilitate în legătură cu acest dosar. Așadar, iată, judecătoarea de la Mangalia este verificată disciplinar, practic anchetată disciplinar de inspectorii judiciari. Aceștia vor stabili dacă a comis abateri disciplinare, iar ea urmează să ajungă apoi la secția de judecători de la Consiliul Superior al magistraturii, dacă evident inspectorii judiciari vor considera că a comis abateri disciplinare și riscă sancțiuni și acolo, după ce și în trecut a fost sancționată prin avertisment din cauza unor neglijențe privind felul în care gestionează procesele.